Bună ziua, oameni buni și dragi! În această zi minunată vă salutăm cu drag de la Tulcea. Mergem să-l felicităm pe domnul Inai, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Domnul Inai azi împlinește 29 de ani. Sora, nepotul au dorit ca pe intermediul nostru ca această zi să nu treacă neobservată pentru domnul Inai și să-i ureze un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate. Rămâneți alături de noi să vedem cât de mult îl putem surprinde pe domnul Inai și să-i urăm împreună un sincer și călduros la mulți ani. Fericire, atunci când ești lângă mine, atunci când ești lângă mine, viața. Bună ziua, bună ziua! Domnul Inai! Bună ziua, bună ziua! Domnul Inai? Prezent la datoria, la mulți ani, stimate domnul! Să rămână din suflet! Domnul Inai, din câte am înțeles noi, dumneavoastră astăzi sărbătoriți. Ați mai adăugat un trandafir la buchetul vieții. Al 29-lea, să fie cu noroc, prosperitate. Cu această ocazie, cineva care vă iubește și vă respectă enorm de mult, a dorit ca prin intermediul nostru să vă facă ziua mai frumoasă, mai deosebită și să vă ureze gânduri bune și un sincer la mulți ani cu sănătate. Aveți dumneavoastră așa o mică idee cam cine ne-a trimis? Bănuiesc pe cineva, dar... Cine? Sora mea, cred că, din afară. Leila. Noi știm, dar nu putem să vă spunem. Am venit cu un frumos păr la dumneavoastră. Din câte am înțeles, mi-am dat seama. Așa fi culme de gloată. Ăla e un motiv. Vă mulțumesc frumos. Două șampanii, avem și pentru noastră o dedicație muzicală, de fapt o dedicație care o să vă ajute să vă dați seama de la cine vine surpriza și avem și două mesaje de felicitare scrise cu dragoste și dor. Dar mai întâi de toate să ascultăm melodia, să vedem ce vrea să transmită, da? Eu vreau o mantă, ceva. Iată că zic Cristina. Mai știi? Aia te las, mă să nu mai pot respira o fără tine. Nu m-aș ierta de străia și mâinile. N-aș mai vedea Thank you.
intri fără să ceri. Nimic îmi schimbi la cine nu-mi ceva atunci când se supără și te străini. Cum spuneam, avem și două mesaje scrise cu dragoste și dor, care spune cam așa. Dragă unchiule, astăzi, la aniversare, vin și eu cu urare de noroc și sănătate și realizări în toate. Visele să se împlinească, dragostea să înflorească, fericire doar să fie și enormă bucurie. Cu multă dragoste și recunoștință, nepotul tău, Patroi, îți urează un sincer și călduros la mulți ani fericiți. Te mulțumesc foarte mult! Dar mai avem! Mai avem un mesaj care zice și el cam așa. Dragul meu, să-ți fie viața zi cu soare, fără motiv de supărare, fără regrete, griji și ceață, să-ți fie plină de dulceață, cu multă dragoste și afecțiune, sora ta, Leila, îți urează un sincer și călduros la mulți ani fericiți. Dacă doriți să le transmiteți ceva, poți să o vadă înregistrarea, puteți să o faceți. Ce pot să zic, nu așteptam această surpriză, vreau să zic că îi mulțumesc frumos și nepotului meu și surorii mele și să-i dea Dumnezeu sănătate, să vină în casă să ne vedem și ne-i dorm la toți de ei. Să facem în sănătatea dumneavoastră, a tuturor celor prezenți aici, a întregii dumneavoastră familie și un la mulți ani. Asta că le dorim să-i mulțumim nepotului dumneavoastră Patroi și surorii Leila pentru crederea acordată. Sperăm de toată inima că am reușit să vă facem ziua mai frumoasă, mai deosebită. Și vă urăm și noi un sincer și călduros la mulți ani, cu fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor alături de cei dragi dumneavoastră și, în ultimul rând, multă, multă sănătate. Că e mai bună decât toate. Toate cele bune, petrecere frumoasă. Mulțumim! Să-i dai și ei sănătate.